Mie cel mai mult de Paște îmi place la țară. Babele, pardon, femeile în vârstă, evlavioase, la braț cu norele, care abia așteaptă să le mănânce coliva. Tataie ăia, orbiți de fumul lumânărilor, care se roagă de tineri să le arate calea spre casă. Și ăștia politicoși le arată drumul spre cimitir. Și flăcăi, ce-și arată ouăle și apoi le ciocnesc pentru vreo mândră pe care doar Dumnezeu știe cum a mai rămas fată mare. Și puriile, femeile trecute, rugându-se pios să le învie și lor norocul, ca odinioară, prin șură, pe fânul proaspăt cosit, prin ulucile gardului. Da. Și la ora să știți că e frumos de Paște. Atmosfera aia evlavioasă, emoția care te cuprinde în seara de înviere, când îl rogi frumos pe tânărul din fața ta, dă bă și mie un foc, că iarba asta e cam trasă. Și apoi mulțimea aia, transpusă de miracolul învierii, care se calcă în picioare să ia lumină din lumină. Așa ceva. Fetele alea de liceu ce pleacă sfioase de acasă la Deni și se întorc mai sfioase, tocmai de înălțare. Și expresia de pe fața tatălui când îi spune nevestisii, vezi, fă, că s-a întors fecioara ta cu pruncul. Că de asta vă zic, Paștele e o perioadă în care toți trebuie să ne bucurăm și să sperăm. Uite, guvernul ne-a promis corectitudine, prosperitate, reducerea CASE, creșterea salariului minim pe economie, TVA de doar 9% la alimentele de bază. Mai marii națiuni au dat asigurări că toate astea se vor întâmpla, dar cu măsură, în măsura în care cadrul financiar bugetar va permite. E clar, rămâne cum s-a stabilit. Paște fericit, român! Dumneavoastră v-ați spovedit? Nici eu. Să vă spun un secret. Eu mai întâi mă împărtășesc și abia după aia mă spovedesc. Trebuie să prind curaj. Mi-e o frică teribilă când mă gândesc ce o să aflu despre mine. Anul trecut am făcut Paștele la o cabană. Eu și cu 5 prieteni, adică de la 3 perechi. Pentru că urma să ne înghesuim toți 6 în trabantul soacrămii, am hotărât să nu luăm prea multă împărtășanie la noi. N-am luat decât 4 dămigene cu vin, 6 baxuri de bere și un bidon de 3,5 litri de pălincă. Bidonul era la promoție. Pălinca o băură fetele când noi furăm la hipermarket mâncare. Furăm după mâncare. Mâncarea a încăput lejer în bord. 6 batoane de ciocolată cu rom. Așa că am mai luat 6 jumătăți de vodcă la bord. La cabană a fost de vis. Vă dați seama? 3 perechi în dita mai refugiu montan de 3x3. După prima seară ne-am desperecheat. Păi am mai avut timp să stabilim care cu cine în înghesuială și pe întunericul ăla. Acum anul ăsta de Paște, sper să ne împerechem din nou. Sincer să fiu,
nu garantez că fosta mea jumătate l-a rugat pe iepuraș la fel. De când cu paștele ăla de pomină îi place să cam umble de sperecheat. La 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 la.